Oh, ceaiul ăsta de ciocolată e așa de bun că nu ai răbdare să aștepți să se răcească și îl bei fierbinte. Și ți arde limba. Salutare! Astăzi urmează să mă întâlnesc cu o fată care n-a mai apărut niciun vlog și pe care nici eu nu o cunosc. E prietenă cu Flavia și se ocupă de o anumită parte a festivalului One World România de documentare. Ideea e că s-a uitat la vloguri, cred că întâmplător a dat peste ele pe Facebook pentru că apare Flavia în ele și mi-a scris și m-a rugat să filmez câteva vloguri și la festivalul de documentare. Și ea o să mă promoveze pe canalele oficiale ale festivalului, ceea ce mi se pare foarte interesant. În plus îmi dă și un subiect de vloguri. Vă rog frumos, din moment ce nu am cunoscut persoana asta încă, cel puțin pentru clipul ăsta, să vă abțineți de la comentarii, cum că ar fi amanta mea sau ea este nouă și nu știe în ce fel o ardem noi pe aici. Salut! Bună! Horia sunt cu vlogul. Știu! Așa, vreau să spun că mă îndrept spre tine, mai am 5 minute și... Ai loc de parcare aici, găsești? Vin pe jos și... așa, și deci o să te filmez din prima. Pentru că o să fac un clip astăzi, da? Și te filmez ca să știe oamenii ce se întâmplă. Bine! Bine! Nu se deschide, nu știu ce drag. Aha! Uite! Gata! Aha! Etajul 1. Hey, bine ai venit la One World! Salut! Ma, din pare bine. Uite, aici sunt colegele noastre, Andreea. Mamă, Andreea, ce de fete! Salut! Și Adriana, care vrea. Bună! E un pic dubios, nu? Că o filmez în halul ăsta. Horia. Andreea. Bună. El o să tot vină. Bună, Horia. De ce n-ai venit ieri, că aveam un chiciu? Nu e nimic, că nu se uită nimeni la chestiile astea. Și acum intru din nou și ne prefacem că nu e camera asta aici, a? Să știi că am scos limba la cameră. Da? E ok. Ok. Am terminat întâlnirea cu fetele de la One World, care a ieșit destul de bine și se pare că o să fac vloguri, sper eu, zilnice în perioada festivalului. Mai e o lună până la festival, o să vă anunț atunci, să fiți pregătiți dacă vreți să veniți să ne întâlnim și să vedeți și câteva documentare interesante. Acum n-a de niciun sens pentru că n-am primit nici eu programul, deci n-aș ști ce să vă spun. În schimb, există un subiect despre care putem discuta. Și anume că sunt foarte multe femei în vlogul ăsta. Aștept să ajung la birou și vă povestesc tot.
Am găsit ceaiul ăsta. Choco Chili. E la plafar la Unirii. Sunt foarte curios, nu vine să cred că au făcut ceai din ciocolată. Nu conține zahăr. Zero calorii. Ah, ba da, 60% Coco Shells. Coco Shells. Practic zero calorii, am putea spune. Și mai e și chili. Hai să-l încercăm. Am văzut că e un pic mai simplu pentru mine să discut cu camera dacă fac ceva. Și vreau să... Să vedem dacă ai prins microfonul. Vreau să încerc să fac lucruri și să discut cu camera, pentru că am impresia că e un exercițiu folositor. Trebuie să spăl cana mai întâi, pentru că altfel jegul de ieri o să pătrundă în ciocociliul meu. Nu vrem să se întâmple așa ceva. În liceu și din liceu încoace, întotdeauna m-am înțeles mai bine cu femeile decât cu bărbații. Eu sunt un tip retras. Dacă v-ați uitat la vloguri suficient de mult timp, ați observat că stau aici toată ziua la birou, de unul singur, și îmi fac treburile mele. Și după aia mă duc acasă și mă trezesc cu Grisi. Asta pentru că nu suport să fiu în competiție cu lumea. În liceu, de exemplu, erau mai mulți, era o competiție între băieți. Pe vremea aia era cu hip-hop-ul. Cine are cele mai lăbărțoase țoale, cine înjură cel mai bine, dracu știe. În fine, aș fi vrut foarte mult să fac și eu parte din grupul de băieți populari, numai că nu mă simțeam în stare, nu mă simțeam suficient de capabil. Nu puteam să intru pur și simplu în competiție cu lumea. Și în facultate la fel, era o competiție cine are cele mai multe femei, nu? Da. Nici acolo n-am putut să fiu competitiv, drept pentru care nu m-am înțeles bine cu bărbații, dar m-am înțeles bine întotdeauna cu femeile. Evident că am vărsat niște apă fiartă pe mine. Când eram în facultate, aveam o prietenă bună cu care stăteam toată ziua și săraca n-a putut să se cupleze cu unul care o plăcea, pentru că ăla credea că noi doi suntem un cuplu. Și așa cum credeți și voi pe internet, nu e Flavia, altă prietenă, așa cum credeți și voi că Flavia e amanta mea, că ce legătură am eu cu Flavia și așa mai departe, așa credea lumea și înainte. Adevărul e că pur și simplu mă înțeleg mai bine cu femeile decât cu bărbații. O chestie destul de dubioasă, având în vedere că pe YouTube majoritatea audienței mele, cam 70%, sunt bărbați.